Tetele nu au participat la tascul cheilor ascunse, dar au urmărit ce se întâmplă prin intermediul plasmei, și când au venit băieții Robert și Ștefan la ele, atunci au vorbit despre task și despre cât de neimplicat era Gabriel. Rădeau cu toții și făceau cumva mișto că, vai, dar ce implicat a mai fost Gabriel și a zis Ștefan că da, căuta, sau Robert a zis, căuta uh, cheia în locuri în care nu exista nicio cheie. El căuta prin baie și li s-a spus clar de la început că acolo nu i-a spus nicio cheie. Mai spuneau că el căuta în papuci. După ce s-au amuzat puțin, uh, a povestit Robert de faptul că le-a venit băieților o idee au vrut să își spună fiecare în parte părerea despre fetele din casă, dar nu au mai apucat să facă asta. Acum, dacă au amânat sau anulat, o să vedem și noi zilele următoare.